drum spre vârful Parangul Mare. Poate problema să facem mare. Luăm traseul roșu, nu? Cu vârful Cârja. Cârja, așa. Băieți, cum sunteți? Foarte bine. V-ați climatizat? A, climatizat, da. Cred că tu răcești. Cum e mâncarea, Sergiu, pe munte? E bio. E bio, da. E vegană cu funcă. E cu caju mâncarea pe munte. Da. Mai poți? Mai gâfâi? De la Rockers. Ca să le facem și reclamă. Luați Rockers oriunde mergeți în România și în altă țară. Oameni buni, ne aflăm în munții Parâng, pe vârful Parângul Mare. Am făcut un traseu de la poalele muntelui până aici de 4 ore și 10 minute. Wow! În sfârșit am ajuns în vârful Parângul Mare. Mi-am dat duhul până aici. Mi s-a părut, cred că, cel mai greu traseu din vara asta, nu știu de ce. Deși a fost cel mai ușor din punct de vedere tehnic. Așa, cum o vedeți așa. Ei. Super. Îmi place că pe fiecare vârf montan avem steagul României. Mari patrioți suntem noi, dar atunci când aruncăm gunoaiele pe toți munții și toate șervețelele care nu sunt biodegradabile, atunci nu mai suntem patrioți și nu ne mai pasă de natură. În schimb, în teorie și în imagine, toți suntem foarte profi în ceea ce privește ecologia, biologia și alte chestii patriotice. Drăguț! Bate vântul foarte tare, cred că sunt 8 grade afară.